Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din Sons of the Forest. Din păcate, începem cu o veste proastă pentru că am pierdut două episoade, mi s-au corupt două episoade. Mi s-a corupt episodul în care am fost și am găsit pușca, din păcate. Am găsit shotgun-ul și mi s-a mai corupt un episod în care am construit, în care am arătat mai multe chestii din cauza programului de editat, pentru că s-a actualizat și s-a schimbat acolo ceva la termen și nu mi-am dat seama și s-au corupt firmările, le-am pierdut, din păcate. Așa că vreau să vă arăt în momentul de față cum stăm noi cu baza. În momentul actual ce avem pe aici prin bază, mi-am construit și punctele astea de vedere în caz că ne mai atacă urâții ăștia de monștri, să-i putem nimici de aici de sus direct, să-i luăm cu arcul frumos. Avem și săgeți, le avem pe Kevin aici frumos care stă. Am terminat poarta, am terminat și rampa aici, avem o rampă pe unde putem intra și am pus niște țepe aici din lemne în caz că vin zombalăi, în caz că vin canibalii să se înțepe în ele. Și astăzi vreau să ne ducem puțin să explorăm, că mi-au apărut din nou niște punctulețe din astea mov pe hartă și vreau să mă duc acolo în sus, spre peșterii, îmi stătea un cuvânt, aveam un lapsus. Și vreau să explorăm în continuare. Văd că avem și pe Virginia pe aici pe undeva e. O vedem pe GPS acolo că e marcată cu un telefon. Dar o lăsăm dacă nu vine după noi. O lăsăm aici, nu luăm nici pe Kevin cu noi. Mi-am pus două, trei emițătoare din astea. Unul în bază, unul l-am pus pe Virginia ca să știu pe unde e, pe unde umblă în caz că moare sau ceva. Mai ales cum are pistolul cu ea, să știu de unde să-l iau. Bun. Nu mi-am luat, oare mi-am luat mâncare la mine? Avem niște mâncare, mamă, avem și niște carne din asta stricată, o aruncăm. Avem câteva resurse și dacă aș putea în episodul ăsta, aș vrea să găsesc toporul. Toporul ăla alt mai șmecher puțin, pentru că s-o mai trebuiască. Vreau să mai mărim baza de acolo, vreau să venim până în partea asta, la alta, aici pe insula asta și aici pe insula asta o să vină și aici o chestie foarte frumoasă. În caz că o să fim atacați în baza cea mare, să putem fugi pe o tiroliană direct aici pe insulă, că aici nu se ne poate ataca. Bun, deci avem ceva de mers. Mamă, nu știu de ce mi-a dat un lag acolo când mi-a apărut căprioara asta în față. Bun. Îi dăm cu sulița, mergem full și de lemne. Suntem full. Și cred că de asta mă și obosesc așa de repede, că sunt încărcat la maxim. Am lăsat câteva lucruri în casă, am făcut acolo câteva dulapuri, câteva chestii, dar vreau să am mâncare cu mine mai tot timpul, mâncare, apă, să nu-mi lipsească în caz că sunt prea departe și nu pot să mă apropii de campament, să nu-mi lipsească absolut, absolut nimic. Bun. Îi dăm viteză înspre punctuleț încolo. Aici deja se îndesește tufișul, trebuie să fiu cât mai precaut, că mi-e frică să nu sară maimuțoii aia de canibali. Te zici că sunt maimuțe. Să nu sară pe aici din tufișuri și ar trebui să-mi echipez eu deja arma, doar că am puține gloanțe și nu vreau să le consum. Le ținem doar pentru situații. Aoleu, doar pentru situații, putu-te în gură eu, ce m-am speriat, le ținem doar pentru situații din astea de urgență, mamă ce m-am speriat, jur, eram concentrat și mă uitam în față și a sărit urâtul ăla de acolo, tu zgâtul mătii, ce m-am speriat. Să luăm noi pușcălă, o mână, shotgun-ul, am aici 13 gloanțe, 9 mm, 13 gloanțe avem, bun. Ne putem risca, era o din ăla mic. Ne putem risca să consumăm 3-4 gloanțe. Dar v-am zis, le-aș ține în caz de urgență, pentru că avem monștri din aia mari care necesită gloanțele astea și nu știu, zău. Dar eu merg cu pușca oricum. În caz de ceva, să pot să fiu pe fază. Mi se pare că în locul ăsta am mai fost, că aici am găsit un emițător, că era un coleg, gen din elicopter, spânzurat aici. Cunosc zona, dar nu cunosc punctul ăsta. Văd că pipăie. Ok, deci ne apropiem de ceva aici. Văd că începe să pipăie radarul. Bă, sunt foarte curios ce ar putea fi aici. Că mi se pare mie că...
Eu am explorat odată zona asta, nu? Ok, deci mai încolo punctul. De asta eu am fost aici și s-a respawnat coarda, am văzut când am venit aici. Ok, deci aici n-avem nimic. Ar trebui să fie jos. Nu înțeleg, v-am spus că eu aici am mai fost odată. Nu înțeleg de ce bizuie GPS-ul ăsta în continuu. Aici jos probabil mai e ceva și nu mi-am dat eu seama. Pentru că am mai explorat odată zona asta, punctul ăsta, am mai fost aici. Ok, ia să văd pe unde cobor. Luăm frumos pe aici, hop. Poate mi-am lăsat eu ceva aici data trecută și nu mi-am dat seama. Dar nu, că eu știu, țin minte că am luat tot. Ok, gen, se respawnează emițătoarele astea. Mamă, atunci mi-am luat mare țeapă dacă s-a respamat emițătorul ăsta. Pentru că nu aveam nevoie de el. Mai am un emițător pe undeva pe acolo prin casă, mi se pare că l-am lăsat, sau l-am la mine în inventar, dacă nu mă înșel. Să ne uităm aici. Nu, mai am unul aici, unul l-am pus pe Virginia, unul l-am pus acasă. Ok, două aveam, da. Și cu ăsta acum mai avem unul. Trei. Mamă, deci ne-am luat mare țeapă, din păcate. Bun, mă duc spre celălalt punct verde să văd ce e acolo. Sunt curios acum să văd chiar și ce e în punctul ăsta verde de aici. Mamă, ce frumoasă e și zona asta aici, să faci o bază la cascadă. La cascadă, futu-ți gâtul, măti, ce m-ai speriat, unde ești, satana? Din încoace, futu-ți rasa, măti, eu. Arată-te. Mamă, ce m-a speriat. Bă, și când ești mai concentrat și nu... Ia uite. Când ești mai concentrat și nu te gândești că apar, atunci vine al dreacu. Așa, urcați-vă în copac. Urcați-vă în copac, că vă dă tata. Ia de aici. Ia de aici, că dacă tot avem shotgun, păcat că nu avem gloanță. Tu-s rasa, măte, eu. Ia uite-vă la el, bă, mamă, l-am făcut. Am făcut bucăță rău de tot pe ăsta cu shotgun-ul, gen, îi nenorocești, îi distrugi complet. Nemaipomenit, shotgun-ul ăsta e GG în joc. Dacă ai... Aoleu. Stai acolo. Stai acolo, ți-am zis. Eu i-am zis să stai acolo. L-am avertizat. Hai să bem un pic de apă. Să nu mai vină, că ăsta nu prea umblă. V-am spus eu că ăsta nu umblă mereu singur. Mereu sunt 2-3. Oi, putu-ți gâtul, măti! Mamă, ce mi-a dat-o și ăsta! Bă, dar de unde ați ieșit? De unde ați ieșit toți acum? Ia vină încoace la tata. Ia uite-l, bă! Ia uite-l, na, ia de aici, tată. Nu prea am gloanță. Păcat că nu am multe gloanțe și nu pot să mă bucur mai mult de arma asta, că nu prea ai multe gloanțe la ea. Dar oricum le-o dă rău de tot. E genială arma, jur. Ia uite-l încă unul aici. Tu ce vrei, bă? Ce vrei? Nu mai am gloanțe! Mamă, că a rămas fără gloanțe, ești prost la cap. Tu, ceapa, mătii, și nici nu vrea să reîncarce. Ok, acum atrage cu gloanțe de 9 mm. Te-ai dus. Te-ai dus, nenicule. Te-ai dus, papa zâmbete, al dracu nu te lasă ăștia nici să respiri. Mereu trebuie să vină ei să-ți facă ceva. Nu știu dacă au venit așa mulți de pe aici, poate găsesc vreun... Poate găsesc vreun tri... Păi de asta au venit ei repede. Ia uite aici, baștanii. Am dat direct în tribul lor. Acum ar fi ca lumea dacă aș găsi niște coartă, să mai pot face niște... Iaoleu... Bă, ăștia au cam avut o moarte groaznică dacă i-au omorât cu pietre așa în cap. Să mai pot face niște armură. Mi-a trebuit câteva corzi și cred că n-am noroc și nu o să găsesc nicio coardă, nimic aici. Ia stați așa să luăm sculița, că deja am început să consum o grămadă de gloanțe și gloanțele, din păcate, le găsești destul de greu. Găsești mai multe în peșteră și nu prea am,
Nu prea am explorat cine știe ce peșterile, pentru că nu prea am avut curaj să mă aventurez așa de profund în peșteră. Mamă, cum stă ăla acolo sus. Aici văd că avem două cutii. Hai să le sparg repede. Pac, pac. Mi-a fost lene să instalez webcam-ul, că când mi-ați fi văzut fața, când m-au speriat canibalii ăștia, cred că am făcut o față și eu chiar sunt curios ce față am făcut. Cât de tare m-am speriat, că eram concentrat și dintr-o dată au apărut. Bun, aici ce avem? Nimic, abețe. Și aici nu ne dă oare coardă? A, păi nu ne dă nimic. Na, nu ne dă nimic. Am crezut că îmi dădea niște coarde. De asta le-am și rupt. Bun, hai să dăm în continuare, nu mai putem duce mai nimic. Mamă, viață, toacă. Viața mi-au dat aia mai înainte câțiva pumni. Și mi-au luat din viață. Ia să mâncăm și o bucată de carne, chiar dacă nu mi-e prea foame. Măcar mai crește viața așa. Și din câte știu eu, am putea să facem niște medicină cu aloe vera. Ia să vedem, ok, de gen ne mai trebuie o floare pe care nu avem, din păcate, nu am găsit-o încă sau... Păi mai am, bă, gloanțe din astea. Mai am gloanțe din astea, de ce? Acum o încarcă. De ce nu m-a lăsat să mai trag cu gloanțe din alea de shotgun? Că eu mai aveam gloanțe. În fine, hai să-i dăm bătaie încolo spre celălalt punctuleț verde. Să vedem ce avem și aici de găsit. Nu mai țin minte dacă am fost aici, pentru că multe puncte din astea le-am mai explorat și nu vreau să mă mai întorc încă o dată la ele. Nu mai țin minte exact dacă am fost sau dacă n-am fost, dar dacă las jocul câteva zile și nu te joci o zi, două, uiți deja pe unde ai fost și ai explorat. Mi se pare că aici am fost și am explorat. Mi se pare că știu zona aici, era unde erau mașinile alea de golf. Sau mă înșel eu, mamă, și ce urât face când se obosește personajul. Zici că ai un canibal pe lângă tine. A, nu, nu, cred că n-am fost aici. Îmi sună mașina asta. Ok. Ba da, mi se pare că am fost. Ba da, am fost când am găsit... Când am intrat aici în bunker din episodul trecut, care l-am, din cele două episoade pe care le-am pierdut, când am fost aici în bunker și am explorat bunkerul ăsta, așa că nu cred că mai are rost să mă mai bag încă o dată în el. Probabil ar fi resurse din nou, dar nu prea mai are rost odată ce l-am explorat și probabil mulți din voi îl știți. Tu de unde ai ieșit acum, rasa mate? Mori acolo în chinuri. Dar nu înțeleg de ce tot reapar punctele astea, dacă tu ai fost odată și ai, gen, ai explorat, ai salvat acolo, de ce mai apar din nou punctulețele astea verzi? Înțeleg, na, că e bunker și așa, că trebuie marcat, dar putea să-l marcheze altfel. Gen, să nu mă inducă pe mine în eroare, ca și cum n-am fost. Op. Mamă, ce bine, cu un glonț am omorât căprioarea, luăm niște pele. Piele, luăm niște piele și... O să ne vină bine pentru carne, mai putem lua niște carne, o să ne vină bine pentru a face armură. Mă gândesc că putem face armură cu piele. Acum nu știu câtă rezistență are, dacă mai rezistentă decât cea din oase. Normal n-ar trebui să fie, dar e binevenită oricum. Și plus că ne dă o grămadă de carne, mi se pare că îți dă 4 bucăți sau 5 bucăți de carne o căprioară. Dar dacă nu ai, ia uite, am văzut unul acolo, lăsăm în pace. Dar dacă nu ai armă, e cam greu să le omori. Bun, am mai văzut unul în față, am dat direct în campamentul lor. Bun, dar acum parcă e altfel, cu pușca nu ți-e mai așa de frică. Aha, l-am ratat. Ia de aici. Una am ratat, o a doua nu mai ratez. N-are nimic să ne dea, punguță, n-are. Portofel din ăla de carne. Ia să vedem ce avem aici. Bun, o bucată de material. Pietre. Avem aici un portofel din ăsta din piele umană. Și acolo avem două cutii. Mâncare desfăcută. Nu prea găsim cine știe ce. Pește aici. Mamă, ce frumos arată și ăștia. Așa mâncați putre spre jumătate.
ață, coardă îmi trebuie, mie multă funie mi-ar trebui, mamă. Dacă aș găsi funie, aș fi cel mai... Am doar 3, mi se pare, sau 2. Și trebuie la o armură o funie, gen. Că-ți... Îți trebuie multe funii și nu le poți crafta, asta e problema. Dacă le-ai putea crafta, ar fi alt... A, mi se pare că asta e planta cu care ne facem medicina, să ne crească viața. Mi se pare că am găsit-o. Opa, ia uite-l că vine aici, deja mă... Deja m-o detectat că sunt în baza lui. Ia vine cu acela tată. De fapt îi dau pace și aș putea să o iau ușor așa spre... Opa! Mamă, așa de la distanță nu l-am luat? Ia uite-l și pe ăsta. Hai că v-am pupat, tată. Ia uite-l, bă, al dracu, cum stă în copac. Ia de aici, tată. Cum stătea în copac sugaci acolo și m-aștepta să trec să sară pe mine. Oare dacă nu-i bag în seamă să țin după mine? Ok, nu-i mai văd pe aici. Îi dau bătaie spre bază. Dacă fugim și nu se țin după noi, suntem pe jumătate salvați. Cred că aș putea să o iau. Aoleu, mă duc unde mă duc, dau peste ei, nu-mi vine să cred. Acolo e altul sus. Asta să nu vină prin spate, acum vreo unul. Ăștia sunt mai ceva ca furnicele. Ies de unde te aștepți mai puțin. Mamă, ce se țin după mine. Plus de altă, s-au făcut și noapte și s-au adunat o grămadă. Ia uite cât sunt aici. O să fugi, tată. O să fugi, că nu mai avem gloanțe. Bă, nu știu de ce s-au spamat atâția, nu-mi vine să cred. Am o grămadă după mine. Dacă mă uit în spate... Sunt 8 sau 9, fără să exagerez. Mamă, și dacă mi se termină energia cum am pus-o. Nu înțeleg de ce, acum se țin după mine. Și s-au spamat o grămadă. Dă-i viteză, tată. Dă-i viteză, nu te obosi, că dacă ai obosit, ești gata. Hop! După noi. Respiră. Ne încărcăm puțin energia. Ăsta vine deja. Aoleu! Mamă, ce era să-mi o dea. Fugi, tată! Fugi! Ăștia nu ne mai iartă. Ăștia nu ne mai iartă acum, pot să o iau, pot să o iau la viteză, pot să bag viteză. Gata, am văzut baza. Dacă am ajuns și am intrat în bază, sunt salvat. Oricum am viață 100% și mai am câteva gloanțe, da. Nu prea aș vrea să le consum și nu știu Virginia asta, de ce nu se mai întoarce? A, probabil acum se întoarce. Nu înțeleg de ce nu se mai întoarce în bază, e plecată pe acolo de câteva zile, de ceva timp. E plecată și nu înțeleg de ce nu se mai întoarce înapoi. Ce faci acolo? Ori a rămas blocată, ori e buguită acolo. Habar nu am, că nu se mai întoarce. Normal, ea mai mereu era aici în bază și... Apăra și baza, m-a apărat și pe mine, mai venea și după mine. Văd că e în cealaltă parte de lac acolo. Nu o să mă duc acum după ea, că se face întuneric. Vreau să mai pun niște carne aici la uscat. Să avem aici frumos resurse și în asta la altă parte pe cărligele astea ce avem? Aici avem plin, avem full. Nu prea avem nevoie să mâncăm acum neapărat. Aici am plantat și aici niște căpșuni. Bună, sunt mure, cred. Astea sunt afine și astea sunt mure, mi se pare că. Și aici am plantat niște aloe vera. Astea când o să crească o să avem aici frumos resurse în baza la noi. Bun, mă duc să domn să se facă ziua. Așa și ne putem apuca de treabă. Ce vreau eu e să urc aici frumos. De fapt aici cred că nu mai pot urca un perete eu peste ăsta, din păcate. Ar trebui să urc un perete acolo pe partea cealaltă a apei. Doar că problema o să fie acolo să am foarte puține lemne. Nu știu cum o să le transport. Acolo nu prea știu eu cum o să... știu cum o să transport lemnele cu... Le putem transporta de pe cealaltă parte a insulei. Doar că avem nevoie de... Dacă nu mă înșel eu cu pușca asta, nu cred că putem trage. Cred că avem nevoie de pistolul... Ok, trebuia să-l băgăm la combinat. Avem nevoie de pistol. Mi se pare că să-l combinăm cu vârvurile astea. Să putem trage dintr-o parte în alta. Să ne facem un fel de tiroliană. Să putem căra și lemne cu ea. Să putem și să ne și deplasăm pe ea. Să sărim pe ea și să ne deplasăm. Sau ar merge și un pod. Dacă îl fac așa sus... Eu zic că ar merge și un... Nu, că podul trebuie perete. Asta e problema. La pod ne trebuie perete. Dacă facem pod, ne trebuie ridicat aici un perete și dus până acolo. Și ar putea să urce și zomba la ei. Așa că o să ne trebuiască o tiroliană, să ne dăm direct pe tiroliană până acolo. Bun. Nu înțeleg de ce nu vine Virginia asta încoace. Mă duc să văd ce s-a întâmplat acolo. Că ori a rămas buguită, ori... Abar nu am. Am zis că nu mă duc, dar până la urmă mă duc să văd.
ce s-a întâmplat cu ea acolo. Trec pe aici pe insulă, că aici mereu îmi place că mi se spamează 2-3 iteme. Așa. Avem cutiile astea aici și mereu găsim câte ceva în ele, de data asta n-am găsit frânghie. O bucată de material și asta e binevenită. Ia uite-o pe Virginia. Nu înțeleg ce faci aici, de ce nu mai vine în bază, ori nu mai poate să mai... Ba dacă nu e pe nicio insulă. Ar putea să treacă, plus de alta am și o... Aoleu, nu pot să ies. Mi se pare că am și haine pentru ea. Dacă nu mă înșel, am găsit niște... Hai, ieși pe aici. Nu pot să ies pe aici. Am găsit niște haine pentru ea să-i dau. Ia uite, deja mi-a strâns mâncare. Să-mi dea să mănânc. Nu viu să-mi dai mâncare. Vin să te iau acasă, vin să te iau după mine. Mamă, că nu pot să ies din apă de aici. Nu ești nebun la cap. Nu merge să... Bă, ce dumnecată mă se are? Nu merge să ies din apă de aici, ești culmea. Apa aici, gata. Nu mai vreau mâncare, acum vino că trebuie să... Ia uite mă ce mănâncă, ce urât face. Ia vino că acum trebuie să-ți dau eu ceva. Stai aici că îți dau cu sulița imediat de... Nu te vezi. Așa, altceva acum, arată mai... Arată mai domnișoară, mai frumos. A, ok, îți place, este? Iarăși îmi dă mâncare acum. Mi-a lăsat și acolo jos mai înainte niște mâncare. Acum 100% strânge pentru mine. Eee, mă chem după tine, las că știu eu. M-am mai dus odată după ea și m-a dus între 30 de canibali. Și nu știam pe unde să fug. Hai, las-o așa de data asta, hai să mergem după... Hai, vino tu după mine. Nu știu unde vrea să mă duc. Ar fi rău să mă duc într-o... Să mă duc într-o explorare din asta, dar mi-e frică că mă duce prea departe de o să umblu, de o să-mi puște... O să-mi puște nasul. A, nu mai are chef acum să mă mai ducă nicăieri. Ați văzut dacă n-am băgat-o în seamă, așa sunt femeile, nu le bagi în seamă când vor ele. Gata, se supără și nu te mai iau după aia cu ele. Ia să vedem, ne cheamă iarăși? Ok, hai. Hai să mergem atunci. Nu înțeleg, e cam ciudățică treaba asta, dar hai să mergem după ea. V-am zis, am mai fost odată și m-am băgat între niște canibali și după aia am mai fost odată și am mers până într-un loc și de acolo n-am mai vrut să mai merg. Opa! A, păi asta vrei să-mi arăți. Hai că n-am fost văzut barca asta, nu știam de ea. A fi ceva în ea și nu mi-am dat o seama. O primul un indiciu, ceva pe aici, nu știu. Nu cred că e nimic aici. Și ea nu poate să treacă normal aici, trebuie să se ducă acum să înconjoare toată zona aia să vină la bază. Probabil de asta a rămas aici și nu mai vrea să mai vină după noi. Tanti, vreau să iau pistolul. Vreau să iau pistolul, o să vedeți de ce iau pistolul. A, nu-i lumea pe lua? Olea, păi să știu să nu-i dau shotgun-ul, în caz că nu... A, păi ce chestie, de ce naiba nu-i mai pot lua? A, ba da, gata, l-am luat. Te-am luat pistolul. O secundă că ți-l dau înapoi imediat. Nu mai vreau să mai viu după tine. Vreau să văd dacă cu pistolul ăla pot să trag cu... Plus de alta nu-l pot modifica cu nimic. Și astea pentru ce sunt atunci dacă nu-l pot modifica pistolul? Pistol, ia să vedem. Nu pot să schimb de muniție. Nu pot să fac absolut nimic. Nu știu, probabil îmi trebuie alt pistol pentru a putea face tiroliană. Habar nu am, dacă cu ăsta nu... Nu trebuia să trag. Dacă cu ăsta nu merge, nu știu ce pistol a merge atunci să fac treaba asta. Dar nu-i mai las ei, deoarece dacă stă pe aici și nu mai vine după mine,
Ea s-a dus încolo. Ce rost are să-i las pistolul? Doar să stea pe aici, mai degrabă îl țin eu și așa mai... Mai fac eu câteva kill-uri cu el. Bun, hai să fugim în bază să mănânc ceva de acolo. Că avem carne acolo și nu vreau să se strice. Și cât de urât poate să facă ăsta când e obosit. Luăm și puțină apă. Mai bea o gură de apă. Atât și dăm viteză spre bază. O să facem și o explorare într-un viitor episod în peșteră. Vreau să mă duc în peșteră, neapărat să intru în peșteră, pentru că îmi pare rău că am pierdut filmările și n-ați văzut cât de frumos a fost acolo în peșteră unde am găsit pușca și cât m-am chinuit. A fost o oră și ceva de filmat. A fost un episod, era un episod de 48 de minute, dacă nu mă înșel. Dar asta e, din păcate, l-am pierdut. Ok, hai să mâncăm. Și acum sunt curios dacă vine. Încoace spre noi. Uite, bă, că acum vine. Acum mi se pare că vine spre noi. După ce am luat pistolul sau am fost pe acolo pe lângă ea, ce o zic? Bă, mă duc în bază că ăsta mi-a luat arma. Nu mai am cu ce să mă mai apăr acum. Până acum se apăra singură. Avea pistolul. Acum trebuie să vină în bază să o apăr eu. Așa funcționează. Așa funcționează treaba. Nu o văd. Sunt curios dacă o văd de la distanța asta. Ok. Dacă băgăm GPS-ul în mână, oare o vedem? Uite, pe acolo. Gata, o văd. Ia uitați-o cum vine. Trece încoace la tata în bază. Umbli numai pe drumuri. Trece acasă aici. Și păzește baza. O să-i dau înapoi pistolul acum când vine în bază. Aici am făcut câteva accesorii pe care nu vi le-am arătat. Am făcut un scaun frumos din ăsta de oase. Avem bețe. Avem oase din nou aici. Pietre. Oase din nou pentru a face cât mai multă armură. Dar degeaba că n-avem funii. O să fac multă armură, am multe oase, dar n-avem funii. Și aici în casă am făcut un mic dulap. Aoleu! Am luat foc, mamă, nu știu de ce am pus focul ăla, fix lângă ușă. Stai în apă. Atât. Nu știu de ce am pus focul ăla fix lângă ușă, acolo să dau direct în el. Cred că e a 50-a oară în care mă... Care iau foc, în care mă ard. Să trebuia să mutat mai încolo. Aici am pus câteva chestii frumos pe dulap, aici mi-am făcut o colecție de cranii. Pe care le-am strâns în timpul luptelor cu canibalii și i-am ars aici. Aici avem un pat, aici mai avem un dulap să mai punem chestii, o masă, o bancă aici frumos. Aici am pus emițătorul ăsta să știm unde ne baza, pentru că am pus unul jos și au intrat canibalii și mi l-au rupt. Și m-am pierdut, am rămas pierdut, nu mai știam unde era baza exact pe hartă. M-am învârtit de 20 de ori până am găsit-o, acum bineînțeles știu unde e. Și cam ăsta a fost progresul făcut în cele două episoade pe care nu le-ați văzut, plus că am găsit și shotgun-ul. Într-un alt episod, pe care din nou nu o să-l puteți vedea pentru că este corupt, este coruptă filmarea, așa că lăsăm episodul aici. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați acolo pe butonașul de like, să dați un subscribe, vă așteptăm și pe Discord. Eu am fost Visogame și până data viitoare v-am salutat. Pa, 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 pa.